Salutare toată lumea! De curând au apărut niște imagini cu noile seturi Ninjago din vara anului 2021, așa că în acest video o să discut despre aceste seturi și o să-mi spun părerea în legătură cu ele. Să trecem la primul set. O să încep cu seturile Legacy, așa că primul set este setul 71734, motocicleta Blade a lui Kai, și o să coste în jur de 50 de lei. Sincer, nu arată atât de rău. Personal, nu sunt un fan al seturilor 4+, dar consider că setul acesta este unul decent. Nu pot spune mai multe, deoarece nu cred că este nevoie. E doar un set mic și bun. Dragonul de foc al lui Kai este un set bun, dar are și niște probleme. În afară de acea minifigurină pentru Nia, selecția de minifigurine este destul de slabă, adică de ce nici până acum nu am primit o versiune nouă pentru Samukai? Aripile dragonului reprezintă cea mai mare problemă din acest set. Aripile sunt în așa fel poziționate și conectate de restul construcției încât se văd niște piese tehnic și nu arată deloc bine. De asemenea, consider că acest dragon este mult mai voluminos decât ar fi trebuit să fie, dar nu cred că este o problemă așa de mare. Înainte să trec la următorul set, trebuie să precizez că setul acesta o să coste aproximativ 250 de lei. Următorul set este setul 71739 Ultra Sonic Raider. Setul acesta ar trebui să coste în jur de 420 de lei sau puțin mai mult, nu sunt sigur. Am păreri mixte în legătură cu setul acesta. În primul rând, acest vehicul arată destul de bine, dar setul nu este perfect. Din nefericire, nu cred că este posibil să pui doi ninja într-o cabină precum se putea în serial. De asemenea, îmi displace puțin partea din spate a acestui vehicul, dar nu e mare lucru. Selecția de minifigurine este destul de bună, iar acea minifigurină pentru Zain, mă refer la minifigurina de aur pentru Zain, arată foarte bine. Mai trebuie să precizez că în partea din stânga a cutiei se vede o umbră și cred că este umbra Marelui Devorator. Cine știe, poate este o referință la un viitor set Legacy. Ultimul set Legacy este 1-4+, și este setul 71749, ultimul zbor al navei Destiny's Bounty. Versiunea din 2015 este de 100 de ori mai bună, dar să nu uităm că acest set este 1-4+. Selecția de minifigurine este banală și îmi plac prea puține lucruri din setul acesta ca să consider setul unul bun. Seturile din sezonul 15 sunt fantastice, iar primul set este setul 71750 Lloyd's Hydro Mech. Pentru 100 de lei, setul acesta este fantastic. Robotul arată foarte bine și singurul lucru care îmi displace este construcția brațului drept. În rest, setul acesta este unul foarte bun. În sezonul acesta, Jay primește o mașină și, sincer, nu prea mi place. Dacă v-ați uitat la serial, atunci veți ști că această mașină are o funcție prin care poate deveni un vehicul subacvatic. Chiar și dacă iau lucrul acesta în considerare, pentru 200 de lei nu mi se pare un vehicul fantastic. Ah, da, și aparent Scuba Cole și Scuba Kai nu apar în serial și asta este destul de ciudat. Setul 71754 Dragonul Api o să coste în jur de 350 de lei și arată fantastic. Selecția de minifigurine este destul de bună și dragonul arată genial. Setul acesta este unul chiar foarte bun și dacă ați văzut sezonul 15, știți cât de uimitor este acest dragon. Setul meu favorit din vara anului 2021 este setul 71755, Templul Mării Nesfârșite, și o să coste aproximativ 500 de lei. Setul acesta este superb. Templul arată excepțional și Ojira arată uimitor. În setul acesta vine și un submarin pentru Kai, iar selecția de minifigurine este foarte bună, deși mai doream să mai vină un ninja în setul acesta. Ah, da, și această nouă versiune pentru Nia este fantastică.
pentru un preț în jur de 650 de lei, setul 7175-6 cu numele de Hydro Bounty arată superb. Acest submarin este o construcție fascinantă și chiar arată splendid. Selecția de minifigurine este foarte bună și Scubania este exclusivă în setul acesta. Acestea au fost seturile din vara anului 2021, iar în secțiunea de comentarii puteți scrie părerile voastre în legătură cu aceste seturi. Așa că, da, cam acesta a fost videoul și noi ne vom revedea data viitoare. Să aveți o zi frumoasă, pa!